Bine, ați revenit din nou pe canal, ești cu Alin și iată-ne din nou în continuarea jocului The Outer Worlds. Trebuia, din videoul precedent, trebuia să ajung aici la The Edgewater, unde este cimitirul. Și acesta de aici este cimitirul. Va trebui să vorbesc cu o anumită persoană. Bă, de unde vin? O să spun eu de unde vin. Să vorbesc. Ia uite-l pe Silas. Bă, ce să-i spun? Doar vin aici să fac... Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low, low prices. Ok, deci au ceva obiecte la preț de nimică. Bă, nici nu știu să fac cunoștință cu el. I never got your name. Sau să-l întreb dacă îl plătesc ca să vorbească cu străini, nu știu. O să încerc asta. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Ah, ok, deci el... Și el face parte din acel Space Choice Family. Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Ce să zic? Depinde de muncă. O să-i spun, fac ceea ce vreau. Edgewater is a company town, board owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Bă, cred că conversația asta se întinde foarte mult. Hai să-l întreb de ce nu culege el singur. Got a backlog of graves to fill. Bodies won't bury themselves, you know? Ok, alright. Să colectez eu pentru el sau nici nu știu. Four workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a Mama. Special case. You may want to twist his arm a little. Okay. He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Okay, bun. Ce mai este să-l întreb? Nici nu știu. If you lose, you have no... Hai să spun că va trebui să-mi plec. The quest tracker display. Unde e ăla, mă? Journal. Ce am aici? Am misiuni secundare, doar că va trebui să fac asta... Să găsesc acel regulator de putere. După care o să fac și acele misiuni secundare. Că pentru moment mă interesează acela. Mamă, ce frumos e. Și am ajuns aici la The Edgewater. Oh, ia uite-ne. Am ajuns chiar în oraș. Hello. Hello, sir. Bă... O să fie o grămadă de chestii de explorat pe aici.
Almost lost a finger in the cannery today. Aproape și-o pierdut un deget. Hey, you hear about Wilson? No. Toți vorbesc de acei marauders. Cred că eu va trebui să intru chiar aici în Saltuna Cannery. Spacer Choice. Oh. Saltuna. Ok. Ce avem aici? Logs. N-am absolut nimic. Exit. Bă, mă duc în jos sau în sus? Că nu înțeleg. A, merge în sus. Bă, unde am ajuns? Taste the freedom. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. Aveți un ospite normal. Or I might have welcomed you at the gates myself. Bă, ești chiar tu, Reed? I'm Reed Thompson, outpost administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. E, bă, cum să nu mă ajuns, mă? Cred că are o idee destul de rea despre mine. It dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Bă, ia stai puțin. Am nevoie de acel regulator de putere. Bun, și uite că am găsit și acel regulator de putere. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Bă, cum adică? Hai să ascult despre el. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district. Okay, deci va trebui să-l fur. Once their power shut down, you can have their regulator and be along on your way. Cum adică aproape abandonat? Ia, hai să auzim. I'm not sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. A, deci nu este legal. Punem ceea ce am de făcut. People living in the botanical labs. They're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. A, deci va trebui să-i primi din nou acasă. You will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go. And that it's time her band of deserters came back to town. Ok. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Ce, tu vrei să vii cu mine? Part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine. Am acel to guide you if you'd like. Passcode, acel pin de intrare. Desigur. Poți să folosesc compania. I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Ah, mulțumesc. Well, ok. I'm glad to hear that. Best of luck to you and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Cu plăcere. Hai să mergem. Am un nou companion. Perfect. Mi-a dat și un achievement. Ok, companions. Bun. Îmi place ceea ce aud. Hai să mă duc direct acolo. Journal. Prima dată să trimit acel mesaj.
Ce am aici? Parvat, ea, și ea e cu mine. Ok, hai atunci să ies. Hai mă puțin. Parvati, hai. Nu fi tristă. Nu fi îngrijorată, totul va fi bine. Hey, mister, can we talk? Ce anume vrei să vorbești cu mine? Unde ești? Tu? Ba da, au dispărut, mă, nu-i bine. A, să chem liftul jos. Gasek? Sorry, I... You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just... Mr. Thompson has his own view on matters. On account of it's his job and what all, but... Okay. That's not the only side of the tale. No, hai să spui totul. Care este cealaltă parte? To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them. A, deci sunt oameni decenți. Bun. Bă, ce are să-mi spună despre... Ce știe, de fapt, despre acei deserters? I don't know anybody well. I mostly listen to them talk, kept my head down. There was a boy named Thomas who used to follow me around, asking questions about the stuff I fixed. He was real sweet to me. Not any sort of dissident. Ah, deci ești îndrăgostită! Life's hard here. Especially for them that don't fit in so well. We're one big spacer's choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max. Bă, iar să vorbesc cu vicar. Vicar. I think you should... Despre ce am nevoie să vorbesc cu acel vicar? Mr. Thompson proposes to do is upright. Leaving Miss McDevitt's folk to their fate. Their neighbors. Kin. And maybe he can think of something else to try. Something we ain't. He used to go walking outside town. Maybe he found something that'll help. It's just an idea. Ah, ok, deci să nu mă duc să-i trimit pe aia să-i reîntorc acasă. Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Bă, Nino, bă, proba... Yeah, huh? That's on account of how I never met her. I don't rightly know. She was in another division of the Spacer's Choice family. She worked in the Vale a few months, sorting the cannery computers. Her contract said any kids she had, expected or not, belonged to her office from the time of conception. So when I was born, I got sent here. Ah, ok. E normal sau e... Well, I don't know about normal. Dad said she worked under some kind of special contract. It's sensible. Dad just fixed machines. She did some kind of crazy math, high-level stuff. Better to raise me on his time than hers. Bun. Hai să vorbim mai târziu despre aceasta. Bă, aici am două chestii de făcut. Vicar Max sau Botanical Lab. Hai că mă duc mai întâi la Vicar, la Vicar Max. Sorry, I'll just be a minute. Vicar, unde te ascunzi? Bă, nu, probabil nu trebuia să... O intrare, ceva? A, pe aici. I've always felt weird in here. It's
too clean. E prea curat. Salut! Ați vorbim cu el. Yes, what is it? Ce este? Bă, you're nu. An outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max, if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar de Soto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling, this season's tossball predictions, the quickest way out of town. No, no. Parvati vrea să vorbesc cu tine despre ceea ce mi-a spus Reed să fac. But what? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Că zic eu, Asta, să le tai curentul. Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. Și ce are? Assuming your goal is to save as many as possible. Care este părerea ta? Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Este posibil? Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. Și de ce aia? One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for the book. Ok, nu am prea fost atentă, doar că acum va trebui să aleg o anumită întrebare. Să-mi spună mai mult despre acel handsome sum. It's a handwritten journal, a faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. Okay. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? Bă, normal, mă. O să mă uit. Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Ok, mulțumesc. Bun, și acum să mă duc să ies din aici, din oraș. Oh, inter. Bă, dar pe care parte am ieșit? Nu trebuia să mă duc acolo. Sau? Și încet încet va trebui să-mi încep eu călătoria spre Biotica Lab. Așa că o să am ceva de parcurs. Ce-i cu animalul ăla acolo? Bă, stai cu minte. Bă, îl omor. Bă, dar de ce vin toți ăștia, mamă! That's the last of them. Ah. Uale. A, nu era nu știu ce, doar că am și acele medicamente. Aici este The Edgewater.
Băi, interesant, îmi place cum ai făcut jocul. Și să văd și în ele galaxiei noastre. Bă, pe unde am ajuns? Bă, opa. Nu, bă, mină, ai. Ai, 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 ai. A, am și chestii de colectat prin această zonă. Mamă. Ai grijă că e plin de mine. What the... Ce naiba? A, păi normal, mă, splin de marauders din ăștia. Bă, ăsta avea... chestii mecanice. Opa! Bă, ce prost am tras, bă! Oh, într-un final! Ce avem aici? Puteam să le explodez alea. Triple Blade. Ce am și pe aici. Am nevoie de alea. După care o să văd ce o să fac cu ele. Bă, vreau să ajung la acel Biotical Lab, mă. După o să văd cum o să explorez această mapă. Hai să ne dăm puțină viață. Ce s-a întâmplat pe aici? Oh, am o mitralieră. Nu știu câte... pot să colectez. Hai să mă uit puțin aici la... inventar și să folosesc aceasta. Hai să echipăm. Bă, am echipat-o sau ce am făcut? Bă, nu știu ce am făcut cu arma aia. Mamă, frate. Ăsta ce e? Am desfăcut-o, mamă. Cât de tâmpit. Level 2 și aici avem armură 4, armură 9. Ai, fuck. A, în fine. Nu trebuia să o desfac, am desfăcut-o. Se mai întâmplă. Hai, chiar avem 10 puncte. O să fie la... să le bag aici, să avem cât mai mult. Ok, după care o să văd eu cum o să mă descurc. Păcat că am desfăcut acea armă, doar că nu am fost atent. Ia uite-l că Botanical Lab. Bă, cred că o să ai nevoie că... I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. Nu, nu, o să asta. Caut pe Adelaide. Answers, huh? You must be one of those philosophicals. Already got ourselves one of those. Nu, nu, stai liniștită. Mai întreb asta. Look, plants ain't my purview.
you're better off asking after Adelaide. If you're gonna start wandering around my camp, know that I got my sights on you. A, deci o să mă omoare. Aia, dar unde-i? We're in the hothouse, tending crop. Enough with the questions. No offense, but I've got a lot on my mind. Ah, ok. Well, look at you, buzzing around the aether with your very own ship. Rest of us gotta make do with the ground at our feet. No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. Now I'm pacing around wondering if marauders got to her. Ah, deci aceea am înțeles. Bă, nu știu, hai că o să zic. I go looking for Zoe, I leave the camp undefended, seeing as I'm the only one of us who knows her way around a gun. Ah, ok. It's my dilemma. Am înțeles. Could be. Dangers aplenty out there. No telling why marauders would steal somebody like Zoe. Got no useful skill as far as I could tell. Ok, Marauder gang just moved into the districts a little ways east. Their numbers are growing. Gotta come from somewhere. Ah, ok. Well, enough to know we never got on. Zoe and Stefan were close. If anybody knows the workings of her mind, he does. Bun. Și acum, eu nu mai înțeleg aici, man. O să mă uit, ok. Figured she might be out scavenging, but that ain't exactly her talent. Can't imagine where she's gone. Pale's a wide place. She could be anywhere. Ok. Could do without the gallows humor. Nu prea. Hai, după care o să mă duc să o văd pe Zoe. Doar că acum vreau să mă duc să îmi fac eu misiunea mea. Hey, hello. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. Ah, nu, nu. Find a place to lay your head down. I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? Categoric. Tu ar trebui să fii Adelaide. I have been called that among other things. Green thumb, grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? Ah, ok, deci a vorbit foarte mult despre pravate. But it's been cleaned. Bă, nici nu știu să-i spun că Reed m-a trimis să fac pace cu ea sau... Michael să... Reed Thompson, you here on behalf of that cold dying reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace then? Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is... Am ales acea întrebare, nu știu de ce. I and my own are living just fine out here by ourselves. Dar în fine... Ok. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans?
Deoarece o să am nevoie de acel regulator de putere. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. Ok. O să iau în considerare. Trust you will listen to your conscience. Bun, și acum eu ce va trebui să fac? Mă trimite dintr-un loc într-altul. Hai să verific mapa. Mamă, deci va trebui să merg în această zonă de aici. Iam. O modalitate. Încerc pe aici. Oh, that's Thomas. He used to follow me around before he left the cannery. Care ăla de acolo, bă? E Thomas. Bă, dar câte bombe din alea au pus ăștia, mă? Mamă, ia uite că aproape m-a golit de viață. Nu știu pe unde mă duc. Ai! Bă, imediat nu o să mai am viață. Asta este o problemă. A, aici e geometrical. Bine, bine, și cum ajung acolo? Păi să intru pe cealaltă parte. O modalitate de a intra. Hai. Oh, ce am aici? Bă, nu din nou. Am ceva chestii de... În caz de urgență... Bă, cine a vorbit? Ok... Aici este intrare, dar cum? Bun, și cum o să... A, pe aici? Am înțeles. Bă, dar ce-i cu drona aia? Prea mulți. Bă, dar eu nu prea pot face mare lucru cu acest pistol. Bă, nu mai am nici glanțe. Ai viața mea. Aoleu, și aia mă urmăresc acolo. Maxim. Băi, am ajuns aici și hai să încerc să intru. În sfârșit am reușit să intru. Mamă. Am și un vendor machine. Bă.
Cam aici. Bă, am nevoie de... Nu mai am bani? Bă, frate, nu mai am bani. Ce să vând? Nu știu ce să vând. Pot să vând ceva anume? Bă, încă nu am abilitatea să vând, da, uite. În fine. Bă, și cum ajung? Acolo. Bă, dacă eu o să mă echipez cu ăsta... Și să mă duc pe el să-i dau aici blană. Ok. Doar așa, dacă nu mai am glonțe. Oh, și am ajuns în această zonă unde e acel... user terminal. Plan status. Ok, hai să redirecționăm. Am redirecționat puterea. Ia tot de aici. Și acum a trei butoane. Ok, va fi destul de ușor. Care să fie acele trei butoane? Ce am văzut eu aici? Să am nevoie. Și de ăsta, nu știu dacă chiar o să am nevoie. Bă, nu mă, stai așa. Era aici un lock door. Enter the passcode. Accepted. Perfect. A, nu pot să deschide, nu pot să deschid acel dulap de acolo, mamă. Ce am aici? Oh, card bridge. Toate restul sunt toate blocate. Și acum să mă duc la cele... Ia stai puțin că te rezolvi. Bucăți pentru armă, mamă, îmi place. Interesant. Ceva robot pe aici. Ăsta e primul buton. Salut. Nimeni o să-ți dai seama ce te-a lovit. Bun, am mai luat alte... Opa! Amici, stai cu minte! L-am desfăcut bucăți, am luat și am colectat și aceea. Bă, ce-i cu ăsta de aici? Unde e acel buton? Pleacă de aici. Cine mi-a spus să plec de aici? Bă, dar unde mă tot duce să... Cine vin? Ăsta nu știe ce l-a lovit.
Am reușit. Mă bucur. Al doilea. If we send the power to Miss McDevitt, what happens to the world? Bă, nu știu ce o să se întâmple, doar că va trebui să... Aoleu! Bă, de unde dai? Stai cu minte. Bă, imediat nu mai am viață. Ok. Mamă. Ai și ultimul buton. Unde? De unde vine? Dar nu mor. Oh, în sfârșit ai murit. Așa, cum va trebui? E blocată. Bă, cum adică e blocată ușa? Pe unde merg? Trebuie să... Mă duc pe unde am venit. Probabil. Dacă mai știu. Bine, bine, o să te las în pace, singur. Bă, eu mă duc, dar nu știu pe unde mă duc. E blocată. Asta nu e blocată. Ce avem pe aici? Bă, mi-arată aia de acolo, bă, da. A, pe aici. Să fie aceasta, deoarece va trebui să ies. Sau nu? Opa. Once we do this, there's no going back. Hey, am înțeles. Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Do you understand what you're about to do? Da. I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough Saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. Ok, văd punctul tău de vedere. Reeds mi-a spus că Edgewater va... nu știu. That sure sounds like Mr. Thompson. If he was standing here, I imagine he'd remind us of how we're all one big, happy Spacer's Choice family. In Mr. Thompson's eyes, those deserters are still part of the Spacer's Choice family. The family must work together in order to survive. Am înțeles, ok. I think Mr. Thompson's got a point. Unless those deserters come back, Edgewater's as good as dead. Cutting off their power might be the only way. Bun, atunci hai să văd. Sorry, I didn't mean to babble on like that. I felt like I had to say something. Probabil nu vrea să... Really? I mean, wow. Thanks. No one's ever told me those words in that order. Bun, și acum să... Bă, da, nu știu, ai atunci să redirecționez.
Deci ceea ce o să aleg, bă, nici nu știu. Bun, și acum de unde o să iau acel regulator de putere? Cred că va trebui să ies. Da, va trebui să ies aici. Bă, dar de ce, bă? Stai puțin. Nu. Am ieșit de acolo. Bun, și am redirecționat și acel curent spre Botanical Laboratory. Va trebui să merg în Edgewater, dar asta o voi face într-un video ce va urma. Eu sunt încheiat acest video aici. Nu uitați, dacă v-a plăcut, dați un like, un share, un subscribe ca să fiți la curent cu videole pe care le postez. Voi a fost Alin, iar noi ne reauzim în videoul următor. Pa, pa!